lăsați, stimați telespectatori, mă bucur că am în premieră la emisiunea noastră un domn pe care îl cunosc de ani de zile, un domn pe care îl apreciez foarte mult și care între timp, că am spus că îl cunosc de foarte multă vreme, între timp a devenit șeful sau președintele tineretului. Vorbește tu, Claudiu, mai departe, te rog. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Într-adevăr, sunt Claudiu Matei, am 29 de ani, sunt focșenean, născut în Focșani, sunt președintele Tineretului Național Liberal Vrancea, organizația de tineret a Partidului Național Liberal, filiala Vrancea. Înainte de a vorbi despre filiala Vrancea, aș vrea să vorbim un pic despre tine. Ai spus că ești focșenean. Unde ai făcut școala? Contează, nu? Corect. Educația este pe primul loc. Așa. Am absolvit Colegiul Tehnic Edmond Nicolau din municipiul Focșani, promoția 2008-2012, iar ulterior am absolvit Facultatea de Administrație și Management Public din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Vreau să ne întoarcem puțin la perioada de liceu, Claudiu. Cum ți s-a părut școala atunci când ai învățat tu la liceul Edmond Nicolau? Sincer, cred că a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. A fost perioada în care am făcut foarte multe relații de prietenie. Sincer, am avut norocul și șansa să am niște cadre didactice excepționale. Poți să-i pomenești, te rog, să se bucure? Sigur. În primul rând aș vrea să o salut pe doamna dirigintă, Stoian Carmina. A fost un model și pentru noi elevii și pentru cadrele didactice. Doamna profesoară de engleză, Doina Boboc. Doamna profesoară de matematică, Cristina Trofin. Doamna profesoară de geografie, Alexandra Tătaru. Care este acum viceprimar. Viceprimar, da. Așa. Am avut o relație extraordinar de bună. Și cred că a fost perioada care m-a format pe mine ca om. Într-adevăr, și perioada facultății a fost una extrem de frumoasă, dar aici cumva s-au pus bazele mele ca om politic astăzi, ca persoană în societate. Adică te gândeai în perioada de liceu că ai să te înscrii într-un partid? Totdeauna ai avut în gând să faci politică? Sau... Sincer, da. Da? Perioada, da. Chiar da. Pe perioada liceului au fost acele structuri care există în continuare, Consiliul Școlar al Elevilor, Consiliul Județean al Elevilor. Și ai fost implicat în ele? Exact, inclusiv în Consiliul Local al Tinerilor. Mi-a plăcut întotdeauna să ies un pic din zona mea de confort. Repet, educația într-adevăr este foarte importantă, în egală măsură și educația non-formală are rolul ei extrem de important în dezvoltarea mea și a noastră ca persoană. Bun, în facultate, deci ai mers la ASE la București, ai locuit unde, la Cămin? Am locuit la Cămin, da, în ultima perioadă am locuit și la un apartament cu mai mulți prieteni, dar am vrut să văd într-adevăr cum este viața de student și atunci am optat pentru a locui la Cămin. Unde regie? Unde are ASE-ul Căminul? Că nu mai zic, Căminele? ASE-ul are mai multe cămine. Eu am fost la un alt cămin care nu aparținea neapărat de facultatea mea. La Nerva Traian, timpuri, da. Noi, da, o zonă foarte cam departe, foarte însă, cam departe. Nu, pentru că facultatea mea de administrație și management public era la Unirii, deci nu era la Romană. Deci era la Unirii. Noi mergeam la Romană când aveam orele de engleză, de sport, anumite cursuri. Mie îmi place foarte mult clădirea de la Romană, că e veche, e spectaculoasă. Nu, este încărcată și de emoție, și de istorie, și de cultură. Foarte frumoasă clădirea. Așa. Știu că am filmat eu acolo acum vreo 3 ani și deși eu am locuit pe Ana Ipătescu, așa îi spune acum îi spune Lascăr Catargi, la câteva case, dar nu intrasem în clădire.
Și am fost foarte încântată, foarte frumoasă Da, este, este o foarte clădire frumoasă. impunătoare care îți inspiră și respect, și încredere, și Vezi, seriozitate. Claudiu, așa se făceau clădirile. Uite-te la Liceul Unirea de la Focșani, de exemplu, cum arată, Da, cu este sală o de clădire spectacol. Da, emblematică ei, pentru... asta arată atenția care se dădea învățământului în perioada aceea, nu? Da, cu siguranță. Consider că și acum se pune un accent mare, foarte mare pe educație, dar într-adevăr, clădirile pe care le avem astăzi în municipiul Focșani, în județul Vrancea, sunt reprezentative pentru... La care te gândești? La Unirea, la La Cuza Unirea, la și la Cuza... Cuza. Este o școală, un liceu foarte frumos, dar lăsat în paragină, la Mărășești. Și acolo liceul, am văzut cu o sală de spectacole, care acum am înțeles că este Vraiște. Ar trebui mai multă Aici, atenție. vedeți, facem trecerea către zona politică și administrativă. Într-adevăr, toți factorii politici și decizionale ar trebui să se aplece mult mai mult și către această zonă. Când ai devenit președintele filialei de tineret Vrancea? În anul 2020 am fost numit, eu sunt acum președintele interimar al TNL Vrancea, am fost numit în anul 2020 în urma unei ședințe a Biroului Politic Național TNL România și în cadrul, bineînțeles, a unei ședințe a Biroului Politic Județean din cadrul TNL Vrancea. Eu până în acel moment fiind președintele organizației municipale de tineret. De tinere, dar am înțeles că tu încă din facultate ai activat în PNL și chiar ai făcut practică la nu știu ce minister sau la Parlament. La Parlament. La Parlament. Da. Vorbește-ne un pic despre perioada aceea. Ca să încep cu început, eu m-am înscris în Partidul Național Liberal în anul 2012 în cadrul filialei Focșani, ca urmare a participării mele la un proiect derulat de Tineretul Național Liberal, respectiv Lampioniada, care s-a Lampioniada, da, ce era asta? Colegii de la acea vreme din cadrul TNL Vrancea au lansat un număr de aproximativ 500 de lampioane în piața gării din Focșani și fiecare participant și-a trecut pe bilețel ce și-ar dori să se schimbe în orașul. Ce frumos! Său. Asta exact. Când a fost, acum 10 ani? Da, în 2012. Și atunci am participat... ca un simplu tânăr din municipiul Focșani. Colegii m-au abordat la vremea respectivă, eu eram interesat, bineînțeles, și practic așa m-am înscris eu în Partidul Național. Era elev atunci? Eram, exact. Eram în ultimul an de liceu, da. Da? Și ulterior am plecat la facultate și am activat în cadrul PNL Sector 5, în organizația de studenți, apoi în organizația de tineret. Într-adevăr, am făcut și un stagiu de practică la Parlament. În primul an, ca simplu participant, în ediția a doua am fost organizatorul acelui stagiu de practică. La fel, este o perioadă care pe mine personal m-a marcat în sensul bun și dacă ar fi să îndemn pe tinerii din, nu neapărat din municipiul Focșani și din județul Vrancea, de peste tot, e să fie activ, să fie implicați, indiferent că ne referim la o ligă studențească, într-un partid politic sau într-un ONG, își va pune amprenta foarte mult asupra noastră ca indivizi. Spune-mi, te rog, tu ca președinte de organizație, TNL Vrancea, ce ți-ai propus să realizezi împreună cu colegii tăi pe care îi reprezinți? Poate sună idealist așa, dar îmi doresc să schimb lumea, dacă îmi permiteți această exprimare. Bineînțeles, lumea se rezumă în orașul și în comunitatea în care noi trăim. Îmi doresc să mă adresez cât mai multor tineri. Îmi doresc ca, prin acțiunile și proiectele noastre, să venim în întâmpinarea tinerilor și să rezolvăm cât mai multe dintre problemele cu care noi, pentru că și eu sunt un tânăr, ne confruntăm zi de zi. Care ar fi aceste probleme, Claudiu, de exemplu? Păi, în primul rând, și aici o să fac un pic trecerea la zona politică, politicienii, în mod normal, au impresia că le știu pe toate și în momentul în care propun un proiect, o fac fără o consultare în prealabil. Mi-aș dori ca eu cumva să fiu liantul între tinerii din județul Vrancea și clasa politică, eu însumi fiind consilier județean la primul mandat, iar prin activitățile noastre
să atingem fiecare categorie și să, repet, să rezolvăm cât mai multe dintre problemele noastre ale tinerilor. Ce nu-ți convine, de exemplu, la Focșani, nu la Focșani, în județul Vrancea? Cum ai vrea, cum percepi tu această schimbare care trebuie probabil făcută neapărat? Trebuie să fim în rând cu lumea, nu? Cum se spune? Consider că această schimbare a avut loc și a început din 2020, de când Cătălin Toma a fost ales în funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea, și o să vă dau și câteva exemple ca să-mi susțin ideea. Până de curând, Focșanul nu era un centru universitar. Într-adevăr, mai avem și noi foarte mult de muncit în acest sens, dar iată că în premieră, în municipiul Focșani, au fost convinse să vină două dintre cele mai prestigioase universități din țară, și mă refer la Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea București. Dacă îmi permiți, totuși în Focșani au mai fost niște sedii Corect. să le zic, sedii universitare, nu? A fost Bariciu care Da, s-a corect. desființat, din păcate, a fost Biotera sau mai este Biotera, nu știu, dar astea într-adevăr sunt universități de stat și e o cinste pentru noi că avem ocazia să avem la Vrancea Mai așa mult ceva. decât atât, funcționează și într-o clădire emblematică pentru focșaneni și pentru vrânceni, ceea ce dă într-adevăr o notă de seriozitate actului educațional. Așa este, așa este. Bun, deci asta a fost pentru tine o mare încântare, nu? Că a fost, că au apărut aceste două universități. Mie îmi pare foarte bine că am o colaborare foarte bună cu domnul Tudorel Toader, cu domnul rector de la Rectorul. Iași. E o persoană cu foarte mult spirit de inițiativă, dacă ai observat. Și la Iași a făcut foarte multe lucruri foarte bune. Felicitări și felicitări celor care s-au gândit să aducă aceste două universități și la noi, la Exact. Vrancea. Este foarte important. Eu vorbesc și din perspectiva unui tânăr care a trebuit să plece într-un alt oraș pentru a urma o facultate. Probabil dacă în anul 2012, când am terminat liceul, cele două universități erau în municipiul Focșan, N-ai fi plecat? probabil poate aș fi ales să rămân aici. Și trebuie să recunoaștem, în momentul în care pleci într-un alt oraș, costurile sunt mult Asta mai este mari. în primul rând, da. Și dacă știi, adică probabil că telespectatorii sunt informați deja, cursurile se fac cu profesori de la cele două Două. universități, se fac foarte serios și, repet, aplaud, bat în palme pentru această inițiativă, foarte frumos din partea voastră. Da. Bun, deci asta cu școala n-am încheiat subiectul pentru că mai sunt multe de făcut pentru școlile din județul Vrancea. Se pare că tu, în calitate de consilier județean, știi mai multe decât mine ce proiecte aveți pentru viitor și din punctul Chiar ăsta de mă vedere, te bucur rog. că ați atins și acest subiect. Chiar săptămâna trecută am avut o ședință de Consiliu Județean, ședința ordinară, în care am aprobat calendarul de finanțări nerambursabile. Mai exact, Consiliul Județean a alocat anul acesta 600.000 de lei pentru ONG-urile din județul Vrancea, pentru acțiuni dedicate tinerilor din județul Vrancea. Dacă anul trecut am alocat 200.000 de lei, iar suma maximă pentru un ONG era de 40.000 de lei, săptămâna trecută am majorat această sumă, inclusiv plafonul maxim fiind de 60.000 de lei. Este încă un proiect, este încă o inițiativă a administrației județene până la urmă, prin care încercăm să sprijinim și ONG-urile și tinerii din județul Vrancea. Da, am văzut că se fac multe lucruri. Acum știi ce se întâmplă? Mă gândeam de 30 de ani, de când am trecut dintr-un tărâm în altul, cum spun eu, că chiar asta a fost, deși sunt probleme, deși uite acum e războiul ăsta care bate la ușă, eu sper, ferească Dumnezeu, bat în lemn să nu avem parte de așa ceva, s-au făcut multe lucruri bune în județul Vrancea, nu putem să negăm, pentru că ar fi o necuvință din partea noastră să negăm că nu s-a făcut nimic de tre. S-au făcut multe lucruri frumoase și uite, mă bucur că acum se fac lucruri foarte frumoase și că este o preocupare permanentă pentru, hai să spunem, pentru buna conviețuire a oamenilor aici în județ, nu? Corect,
Într-adevăr, așa este. Trebuie Trebuie să să fim, promovăm sigur că da. întotdeauna ceea ce se face bun și bine Bineînțeles. pentru comunitatea noastră. Indiferent de apartenența politică, trebuie să promovăm lucrurile bune și, într-adevăr, să învățăm din greșelile altora. Cel Sigur. puțin, eu așa mi-am propus, consider că am de învățat din experiența mea cu fiecare persoană în parte, în așa fel încât să nu comit greșelile Care au fost. exact. Da, bineînțeles că da, și să dăm cezarului cei al cezarului, pentru că știi, e o chestie de necuviință, de proastă creștere, să spunem nu s-a făcut nimic, numai noi, nu. S-au făcut niște lucruri, unele mai bune, unele mai puțin bune, se continuă acum cu lucruri foarte bune, ceea ce este excepțional, dar despre autostrada aia, că tu trebuie să știi și despre asta câte ceva, nu? Ce poți să ne spui? Corect. S-a tot vorbit, S-a tot într-adevăr. Vorbit, asta a fost punctul forte în campania electorală, da. Corect, atât în campania electorală da, din da, anul da. 2020, dar despre autostradă se vorbește de 30 de ani. De 30 așa, de ani, exact. Așa. Deși sunt mult prea tânăr ca să promit eu nu anumite promit, lucruri, să știi, asta vreau să să știți spun. Că autostrada se va realiza. Bine, de 30 de ani au avut lucrul ăsta. Corect, doar că acum s-au și da. Făcut pași în acest sens. Deci dacă ne uităm la tronsonul Bacău, o să vedem că lucrurile sunt deja într-un stadiu avansat. Tronsonul nostru, la fel, este pe repede înainte cu birocrația aferentă. Mi-ar plăcea și sper și am toată încrederea până la urma urmei, pentru că, repet, autostrada nu este nici a Partidului Național sigur, Liberal, sigur. Nici a altui partid. Autostrada este a noastră până la urmă și avem mare nevoie de ea. Ai folosit cuvântul birocrație. Într-adevăr, birocrația asta la noi a depășit orice limită. Chiar ce părere ai despre asta? Și de ce nu se poate face nimic ca să mai scăpăm de această, eu știu, aceste chingi în care suntem din cauza acestei birocrații, te rog? Știți cum e? Într-adevăr, birocrația este. De multe ori ne pune piedici și fiecare dintre noi probabil ne confruntăm, indiferent că suntem implicați politic sau nu. E suficient să mergem într-o instituție și să, nu știu, să primim acea întrebare clasică, dosarul cu șină, l-aveți? Da, toate prostiile astea, da, da. Aici consider că și fiecare funcționar public în parte poate manageria și gestiona situația. Trebuie să ne ajute și cadrul legislativ. Și aici, prin parlamentarii pe care noi îi trimitem să ne reprezinte în Parlamentul României, trebuie să mai simplificăm această birocrație. Este o realitate pe care trebuie să o recunoaștem și categorii trebuie să o recunoaștem, să remediem, că de 30 de ani aud, trebuie făcut, trebuie, da, dar apropo de ce spune parlamentarii pe care îi trimitem, că noi îi trimitem și aș vrea exact. Ca ei să fie conștienți de lucrul ăsta, că datorită nouă a oamenilor care ne văităm că e leafa prea mică, datorită nouă au ajuns acolo. Nouă. Ce părere ai despre modul cum sunt trimiși acești oameni și ce fac ei când ajung acolo? Sunt răutăcioasă acum, dar nu, m-am incitat, știi, pentru că vedem în jurul nostru, nu neapărat în județul Vrancea, și la nivel național, sunt parlamentari foarte activi, care își merită locul acolo și ne reprezintă pe noi toți cu cinste și cu succes. Pe de altă parte, trebuie să fim și sinceri, să recunoaștem, vedem și cazuri de deputați sau de senatori care nu știu unde și-ar găsi locul, dar numai acolo nu. Ați spus dumneavoastră foarte bine, până la urmă noi îi alegem. Cred că în anumite situații putem fi mult mai inspirați, ca să zic așa. Eu o să vorbesc despre parlamentarii Partidului Național Liberal. Să știți că avem niște colegi la nivel național, mă refer, nu neapărat aici. Dar la Vrancea nu prea mai aveți. O avem pe doamna doctoră Raluca Ioan, care este senator în cadrul și care ne face cinste, și într-adevăr. Pe Raluca o cunosc de când era elev, a fost eleva noastră, un copil excepțional, o felicit și o și urez și succes în continuare, exact. O salut și pe ea și pe doamna doctor, pe mama ei, care și la vârsta pe care o are, lucrează în continuare, a mers în toate spitalele COVID și, domnule, felicitări. Te rog, Claudiu. Corect, deci dumnea ei, din punctul meu de vedere, că am atins zona așa? Asta, reprezintă un model de urmat pentru și pentru noi tinerii politicieni, dar și pentru ceilalți parlamentari care sunt deja în funcție. Deci avem și
exemple bune de urmat. Important e să... Dar despre alea rele ce ai de spus? Da, nu, vreau să discutăm numai de bine astăzi, dacă ești la prima emisiune. Te invit eu la altă emisiune și da, te rog, te rog. Corect, e important, important e într-adevăr să fim pozitivi și optimiști. Da, da. Să știți că e bine să ținem cont și de ce se, ce se întâmplă rău în jurul nostru, tocmai pentru ca noi să nu facem același, același lucru. Știi, mă gândeam, apropo de parlamentari, mi-aduc aminte când a fost întrebat un nu știu, era deputat, cred că era, dumneata, cu ce te ocupi? Unde ai lucrat? Ei, în auto. Bun, și de ce te-ai făcut parlamentar? Păi am vrut și eu să văd cum e. Da, da, e replic, adică este autentic, nu e o invenție. A vrut să vadă cum e, dar că el a vrut să vadă cum e, treaba lui. Și eu aș vrea să văd cum e să fii regina Angliei. Da, până la urmă... Povestea este cum de-ai ajuns acolo, numai pentru că ai vrut tu să vezi cum e. Corect. Până la urmă, în momentul în care ajungem consilieri locali, județeni, primari, președinte de consiliu județean, parlamentar, nu putem să ne jucăm cu soarta comunității, doar să vedem cum e acolo. De aceea, și acum o să fac trecerea la Tineretul Național Liberal, să știți că, dincolo de activitatea noastră politică, rolul Tineretului Național Liberal Vrancea și Atenele România este și de a ne forma. Ca în momentul în care ajungem într-o funcție cheie, într-o funcție de decizie, să știm exact ce avem de făcut. Și cum să vă purtați. Și cum să ne purtăm, bineînțeles, în așa fel încât să nu treacă un an sau doi până să ne dăm noi seama ce avem de făcut. E foarte important ca din sigur, prima zi să, să știm. Da, ai observat și cred că toți am observat. Sunt niște, adică am observat la unele persoane care erau acolo niște oameni în banca lor, la locul lor, au devenit parlamentari. La două săptămâni după ce au devenit parlamentari, li s-a schimbat total modul de comportament, unii foarte aroganți, foarte cu capul pe spate, așa. După noi asta avem, poți să cunoști un om... Noi avem cea mai puternică armă prin care putem apăra un parlamentar bun sau un ales local bun sau pentru a-l critica, este votul. De aceea întotdeauna am militat pentru o prezență la vot în așa fel încât toți aleșii locale să aibă o legitimitate cât mai mare. Și să știe să se poarte și să fie conștienți de faptul că oamenii l-au trimis acolo și s-a dus acolo pentru a face pentru bine a face... celor din jur. Mă rog, asta e o discuție care ar putea să dureze mult, corect, cu exemple și bune și rele, dar nu pentru asta ne-am întâlnit astăzi aici. Spune-mi, voi sunteți acum în pline într-o activitate de alegeri. De alegeri. Alegeri la sedii, la, în județ, mi se pare, nu? Alegeri exact. De tot vorbeam de această legitimitate. Da, da. Trebuie să oferim legitimitate și colegilor noștri de la tineret. Noi desfășurăm alegeri odată la 4 ani, deci mandatul nostru durează 4 ani. Astăzi suntem în momentul în care desfășurăm alegeri în cadrul tuturor organizațiilor de tineret din județ, urmând ca undeva la sfârșitul lunii aprilie, cel mai probabil, să avem și conferința județeană, Comitetul de Coordonare Județean, prin care ne vom alege din nou președintele Tenele Vrancea și întreaga structură de conducere. Tu o să candidezi pentru președinte Tenele Vrancea, da? Da, nu cred că este niciun secret pentru nimeni. De dacă a fost secret? Un secret, nu mai este din acest moment. A fost un secret și eu l-am divulgat, îmi pare rău. Nu. Îmi pare rău. Nu, pentru că sunt transparent. Într-adevăr, îmi voi depune cererea de candidatură pentru funcția de președinte al Tineretului Național Liberal Vrancea. Până acum ești mulțumit de modul cum au fost organizate alegerile la voi, la tineret, în județ? Câte organizații aveți în județ la ora actuală? Până în momentul de față am constituit și am fost în 25 de organizații, ca să nu greșesc, unde ne-am reales sau ne-am ales birourile de conducere și structura în sine. Eu mi-aș dori să ajung în toate cele 73 de UAT-uri din județul Vrancea. Sunt 73? Cam sunt. Sunt. Cam sunt. Da. Așa. Mi-ar plăcea, repet, să avem întâlniri cu toți tinerii din tot județul. Trebuie să recunoaștem și faptul că tinerii aleg să plece din diverse motive și aici intervine factorul politic care ar trebui să facă mult mai mult și noi încercăm lucrul acesta, să le oferim tinerilor din județul Vrancea o perspectivă
la noi în localitate, la noi în județ. Vezi, acum e o perioadă foarte dificilă pentru voi, așa o oarecare scrânteală în partide. În partide, am spus, nu în partid. Este un dezechilibru care nu-mi place deloc. Cum reușești să-i faci pe tinerii PNL să rămână în partid și să întrevadă un viitor, hai să fiu acum așa populistă, un viitor luminos pentru Partidul Național Liberal? Să știți că orice... E un dezechilibru, ați văzut și voi, da. Într-adevăr, să zicem, da, că da. Este un dezechilibru. Este, e clar, se vede cu ochiul liber, da. Eu întotdeauna am fost sincer și cu colegii mei din cadrul Tineretului Național Liberal, dar și cu oamenii din jurul meu. Este foarte important să nu-i promiți omului rămâi alături de noi că îți voi oferi. Din punctul meu de vedere, este cea mai mare greșeală pe care și politicienii o fac să recunoaștem. Încerc să-i țin alături prin proiectele și evenimentele pe care noi le desfășurăm. Îi fac să înțeleagă importanța tânărului în politică, în administrație și în societate și încerc, bineînțeles, în calitate de președinte, să le aflu problemele, să încerc să le rezolv și să fiu alături de fiecare dintre ei și ei, bineînțeles, alături de întreaga organizație. Eu, dacă aș fi președinte de partid, n-aș accepta din partea unei persoane care vrea să vină în partidul meu, nu l-aș accepta dacă aș simți că o face pentru interese materiale. Din start nu l-aș accepta. Într-adevăr, aici este o procedură prin care o persoană se poate înscrie. Vreau să-mi dai cu tare, dacă vrei să vin la tine, mă faci director nu știu unde. Asta se poartă de 30 de ani, nu te supăra că spun, dar se poartă la toate partidele. Eu una n-aș accepta asemenea oameni. Da, nici eu nu sunt de acord cu această abordare. De aceea, în momentul în care cel puțin un tânăr se înscrie în Partidul Național Liberal, filiala Vrancea, eu am o discuție în prealabil cu acel tânăr, încerc să aflu ce l-a determinat să se înscrie, cum putem să fim un reper pentru el sau el să-și implementeze proiectele pe care le are în vedere. Și apoi, într-adevăr, există o procedură prin care se supune la vot în forurile de conducere ale partidului și abia apoi devine membru al partidului, da. Spune-mi, că nu mai avem mult în această emisiune, vezi repede trece timpul. Ce părere aveți voi despre ce se întâmplă acum în Ucraina? Este tragic din punctul meu de vedere. N-aș fi crezut sincer că în anul 2022 am putea să discutăm despre un război în adevăratul sens al cuvântului, cu arme, cu rachete. Noi avem avantajul, consider, făcând parte din UE, din NATO. Există într-adevăr anumite avantaje aici, zona asta estică așa reprezintă și un punct fierbinte. Cam prea fierbinte. Corect. Mă bucur pentru că atât noi, autoritățile locale, județene și naționale, cât și societatea civilă a răspuns pozitiv acestei provocări, acestei tragedii și ați văzut, au sărit, s-au implicat foarte mult în ajutorarea lor. Da, s-au implicat și chiar m-a emoționat modul în care au perceput acest ajutor cei veniți de acolo. Chiar am avut niște întâlniri și oamenii au fost foarte încântați de modul cum au fost primiți la noi în Vrancea. Vrancea vorbim. Repet, în momentul în care toți factorii sunt implicați și... Aici nu mai contează din ce partid ești, vezi? Apropo de nuanța, de culorile politice, că eu spun, domnule, culorile se mai decolorează, în detergenți găsim uneori mai greu ca să... Dar omenia trebuie să domine indiferent de situație și nu de situația. Corect. Indiferent de situația. Da. Mă uitam la bulgari care au cerut cu insistență să plece NATO din zonă și ce părere ai despre treaba asta? Ai văzut la televizoarele centrale? Da, urmăresc. Într-adevăr, acum este un flux foarte mare de informații. De multe ori nici noi, cei care suntem ancorați în zona asta, nu mai știm... Oamenii sunt speriați. Ăsta este adevărul. Sunt speriați de bombele nucleare, sunt speriați de un război mare mondial, sunt speriați de ziua de mâine. Este o perioadă foarte neplăcută. Este o perioadă dificilă, într-adevăr. Și îmi pare rău că trebuie să o spun eu despre ruși
ca popor de cultură am o părere grozavă, pentru că au scriitori imensi, au muzicieni imensi, au pictori imensi, dar cu politica au dat-o rău de tot în bară, Oh, rău de tot în greșit. bară, și nu se poate să stai, să vezi cum mor atâția oameni, cum își iau bocceaua și pleacă de acasă cu... și să nu-ți pese, să-i lași să moară, este îngrozitor ce se întâmplă. Adică în halul ăsta a putut să decadă specia umană. Da, eu tot am încredere că acest conflict până la urmă se va rezolva pe cale diplomatică Să dea Dumnezeu. și, într-adevăr, este un pic târziu. Deja au fost foarte multe persoane rănite, sunt foarte mulți Morți. morți, nu mai zic de Orașele orașe sunt distruse, distruse. dar cred că calea asta diplomatică este singura soluție și în cazul războiului, și în cazul dezvoltării unei societăți, pentru a se merge mai departe. Și în cazul Partidului Național Liberal, care trebuie să aibă oameni foarte diplomați la conducere, nu? Corect, Și e. diplomația este o artă, până la urmă. Nu oricine are acest instinct, pentru că e un instinct ca toate celelalte. Nu crezi treaba asta? Ba da, într-adevăr, așa este. De aceea, și prin intermediul implicării în cadrul Tineretului Național Liberal, trebuie să, ca fiecare dintre noi, să ne găsim vocația, menirea și locul în societate. Și da, aveți dreptate, așa este. Au trecut cele 30 de minute dedicate acestei emisiuni. Mă bucur că în sfârșit ne-am întâlnit astăzi aici și am stat de vorbă în fața telespectatorilor. Nu pot decât să-ți urez succes Mulțumesc și că să mai vii pe la noi. cu siguranță, mai ales că îmi face plăcere să mă văd și să mă revăd cu dumneavoastră. O singură, în final, aș vrea să le Te rog. transmit tinerilor, pentru că timpul a trecut mult prea repede. Consiliul Județean Vrancea acordă 250 de burse tinerilor între 16 și 24 de ani pe zona de IT, pe digitalizare, pe programare și așa mai departe. Așadar, dacă sunt tineri interesați să primească până la urmă să se înscrie în acest program, sunt Și așteptați. unde sunt așteptați? La birou, la FNL Se pot sau... înscrie, că vorbeam de Da, birocratizare, se pot așa. înscrie online prin completarea unui formular pe site-ul instituției, pe Consiliul Județean cjvrancea.ro și acolo pot afla toate detaliile sau mă pot întreba personal. Unde te găsesc personal să te întrebe? La PNL? La sediul partidului sau Și la Consiliul Județean? la Consiliul Județean, după amiaza sunt și în sediul Partidului Național Liberal, sunt și la telefon, pot fi găsit și pe Facebook. Acum este mult mai ușor să interacționăm și de la distanță, dar și face to face. Mă bucur foarte mult, Claudiu, că ai fost astăzi aici și că te-am prezentat telespectatorilor. Te mai aștept. Cu siguranță o să vin de fiecare dată. Mulțumesc mult pentru invitație și să fim sănătoși, mai ales în această perioadă. Să ne ajute Dumnezeu la tot și acolo unde sunt gânduri bune, Dumnezeu te ajută, știi? Ca să Nimic termină. nu se face fără Nihil Dumnezeu. sine Deo. Exact. Toate cele bune, mulțumesc pentru Mulțumesc. prezență și te mai așteptăm. Sigur, Succes! mulțumesc mult. Succes mult Doamne și ție ajută. și colegilor din județ. La revedere! Mulțumim. La revedere. Zi bună.